Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Împărați buni cu înălțimi rele. E vorba de urmașii lui Ioas, în ordine Amația, Azaria, care mai este cunoscut și sub numele de Ozia, și Iotam. În timpul lor, religia templului era religia națională, era prioritară în țară, dar înălțimile funcționau liber. Și din cele scrise în Scriptură, descrieți, vă rog, la 2 Împărați 14, aspectul acesta, prin profeții în mod special, că ei au scris aceste părți în Scriptură, a rămas notat ca o evidență și totodată ca o imputare din punct de vedere a toleranței lor. 2 Împărați 14 cu versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. Numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Următorul, Azaria, 15 cu 4. Numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și 15 cu 35, Iotam. Numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Haideți să privim mai întâi în prezentările din 2 Cronici, începând din capitolul 25, și vom rămâne acolo privind în dreptul la fiecare din cei trei, mai întâi la activitate desfășurată, sau mai exact la ce a rămas scris din ce au făcut. 25 de la versetul 1, Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine, de aceea am și numit împărați buni, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui, adică Domnului. În versetele următoare sunt prezentate două războaie. Primul scrie de la versetul 5, felul în care el a organizat armata. A strâns pe oameni din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. Le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A pornit la luptă împotriva lui Edom și scrie în versetul 6, a mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteși cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Și foarte interesant, în versetul 8 scrie, dacă mergi cu ei, adică, dacă nu te duci doar cu cei 300.000 de soldați ai tăi, dacă te duci cu patru, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, deci chiar dacă s-ar sincroniza cele două armate și ar apleca niște strategii militare bune, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Iar în versetele următoare scrie că deși le plătise solda 100 de talanți pentru fiecare, el a revenit asupra înțelegerii inițiale, i-a trimis pe cei 100.000 acasă, care au făcut pagubă într-o zonă a țării, s-a dus doar cu cei 300.000 și a câștigat bătălia. Vreau să reținem din aspectul acesta o realitate care poate fi prezentă și în activitatea noastră. Noi desfășurăm la nivel de biserică activități care sunt, pe de o parte, lupte spirituale. De aceea, să fim atenți cu cine colaborăm ca să putem beneficia de ajutorul Domnului. I-a spus acest om al lui Dumnezeu clar, Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. El a înțeles și s-a adus doar cu ai lui. Apoi, de la versetul 17, după înțelegere în consiliul lor de război, au decis să deschidă un alt conflict, de data aceasta cu Israelul, chiar cu acei fii al lui Efraim. Și i-a trimis vorbă împăratului, Ioahaz, fiul lui Jehu, vino să ne vedem față în față. Dar asta însemna vino să ne confruntăm.
Și Ioase, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amatia, împăratul lui Iuda, o pildă. Amintiți-vă, și Domnul folosea foarte frecvent pilde. Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban, dă pe fica ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Pentru pretenția aceasta, spinul să fie pus alături de copac. Cu alte cuvinte îi spune, dă-ți seama că ești mai slab decât mine și nu încerca să ne batem. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți, dar edomiții erau vasalii lor. Erau un popor subjugat în vremea aceea. Și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pierea ta și a lui Iuda? Când a greșit prima dată, Domnul i-a vorbit printr-un om al său. Când a greșit a doua oară și a adus niște dumnezei străini, vom face referire la ei puțin mai târziu, i-a ieșit un proroc în cale și l-a sesizat. Și când a greșit a treia oară, fiindcă de omul lui Dumnezeu nu m-a ascultat, de proroc nu mai ținea cont, i-a vorbit Dumnezeu printr-unul necredincios. Așa este Domnul. După fiecare greșeală vine și ne sesizează, îndreaptă-te. Hai să considerăm omul lui Dumnezeu predicatorul, prorocul în aceeași definire, și dacă ne ascultăm de cei care sunt în biserică, Dumnezeu ne vorbește uneori prin cei din afară. Și uneori sunt unii care ne ascultă sub nicio formă. Dar Amatia nu l-a ascultat, Domnul îl împietrise sau îl lăsase să se împietrească datorită neascultărilor repetate și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut în față el și Amasia, împăratul lui Iuda, la Betșemeșul lui Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și fiecare a fugit în cortul lui. Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Betșemeș pe Amasia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz. Deci Ioas l-a luat prizonier pe acest împărat, l-a adus la Ierusalim, a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului. A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa lui Dumnezeu, la Obededom și în visteriile casei împăratului. A luat și ostateci și s-a întors la Samaria. Ulterior l-a eliberat pe Amatia, împăratul lui Iuda. Iată cu ce pierderi s-a soldat acel conflict pe care l-a deschis el din proprie inițiativă. Și rămânând pe aceeași pagină, vreau să privim la finalul lui, scrie aici, de la versetul 27, de când s-a abătut Amatia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachish, dar l-a urmărit la Lachish și l-a omorât, l-a adus pe cai și l-a îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda. Am amintit aceasta ca să vedeți că acest om, deși în prima parte a domniei lui a făcut bine, deși a avut izbândă în unele activități, când a ascultat de Domnul să-și repare greșelile, mai târziu n-a mai vrut să se corecteze și a mers din rău mai rău, ca și primul împărat dorit de evrei, ca și Saul, și a murit, omorât de propriul său popor. Ce final trist și rușinos! Nu știu dacă a sesizat, parcă studiind împărații aceștia, aproape majoritatea au fost răi, în mod special cei al lui Israel, dar din cei al lui Iuda, chiar dacă au fost unii buni, din cei buni încă s-au mai pierdut o parte din ei. Parcă este ca și în profeția lui Ezechiel, în Ezechiel capitolul 5. Asta era de fapt imaginea întregului popor, imaginea împăraților. 5:1. Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia o cabrici de ras și trece-o peste barbă și peste cap, ia apoi o cumpănă de cântăriți și împarte părul. Și aici firele de păr au reprezentarea poporului Israel, a copiilor lui Iuda mai exact. O treime din el arde un foc în mijlocul cetății, când se vor împlini zilele împresurării. Deci o treime au murit în cetate, prin împresurare, prin bol, prin foamete. O treime ia-o și tai-o de jur împrejurul cetății, iar o treime risipește un vânt, căci voi trage sabia după ei. Celelalte două feluri în care ei au murit, unii în războaie, alții au fost dispersați printre neamuri. Totuși, ia vreo câțiva peri din ei și strânge în poalele hainei tale. Deci câțiva, foarte puțin, păstrează-i. Că asta e situația în Israel. Majoritatea răi, dar unii au valoare. Din aceștia să mai iei iarăși vreo câțiva, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc.
Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. Deci și din cei păstrați inițial au mai fost încă o parte pentru foc, ca și în parați. Și din cei buni s-au mai pierdut pe parcurs alții. Să trecem la al doilea, revenind la 2 Cronici 26, de la versetul 1. Tot poporul, deci după ce a fost omorât împăratul, a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. Ozia a întărit elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său Amația. Și de la versetul 5 la versetul 15 este prezentată prosperitatea economică și militară a împăratului și a regatului său. Vă rog să observați și vreau să citim versetele acestea, sunt comentate prin însăși exprimarea lor, ce binecuvântare a dat Dumnezeu, au fost și ani lungi de domnie, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Rețineți încă o dată ce valoare are colaborarea dintre împărat și proroc. Și în Noul Testament este lăsat aceeași bază funcțională, apostol și proroc. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. A pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iamne și zidurile Asdodului și a zidit cetăți în ținutul Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gurbal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau darul lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, la poarta unghiului, la poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugar, și vieri în munți, și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și dregătorul Maaseia, și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpetenile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești al viteșilor era de 2600. Ei porunceau peste oase de 307.500 de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, suliți, coifuri, platoșe, arcuri și prăștii. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. O industrie militară fără precedent, o dezvoltare deosebită, binecuvântarea Domnului în țară. Și rezultatul s-a datorat faptului că el a căutat pe Domnul, a făcut ce este bine și i-a slujit, cu excepția înălțimilor. Dar finalul n-a fost pe măsura anilor de până atunci. Citim de la versetul 16 și repet încă o dată, este un aviz, cum scrie în Noul Testament, cine stă în picioare, să ia bine seama, să nu cadă. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și în mod sigur mândria aceasta a fost cauzată de diavolul care l-a urmărit, nu cu plăcere când a văzut că e credincios și că Dumnezeu îi dă binecuvântare. Amintiți-vă de cazul Iov. În Iov scrie că Iov nu s-a lăsat ispitit de mândrie, dar acest împărat a căzut la punctul acesta. Și inima înălțându-se l-a dus la pieire. Rețineți cum s-a mândrit, cred că știți deja. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templu Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. El era din seminția lui Iuda, nu era din seminția lui Levi, din neamul lui Aaron. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului, dreptul acesta la preoții fiii lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș că-și faci un păcat și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat, în mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți,
Izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepra pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Ozia a dormit cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții săi în ogorul de mormântare al împăraților, căci ziceau, este lepros. Duhul acesta al mândriei, în mod special în dreptul căpetenilor, a făcut ravagii de-a lungul istoriei, în Israel și în biserică. Și chiar astăzi, dacă veți fi atenți, atât la nivel de cap de biserici, cât și la nivel de lucrări, de activități, ispita aceasta este foarte prezentă. Și lepra aceasta poate să rămână pe oameni până mor și să nu mai scape, dar o lepră în chip simbolic, o lepră a păcatului mândriei. Din nou, ce final rușinos! Să stea izolat deoparte, să nu poată ieși în țara aceea care avea atâta binecuvântare și progres, să nu mai poată merge la templu nici să se închine. El, care n-a știut să-și păstreze locul lui, așa au căzut și îngerii, așa a căzut și Satan, a perturbat ordinea divină și s-a amestecat în lucruri care nu-l privesc, din mândrie. În capitolul 27 îl avem pe al treilea din seria aceasta, Iotam, care avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său Ozia, numai că n-a intrat în templul Domnului, totuși poporul se străca mereu. Iotam a zidit poarta de sus a casei Domnului, a făcut multe clădiri pe dealuri, a zidit cetăți în muntele lui Iuda și cetăți și turnuri în Dumbrăvi. A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiul lui Amon i-au dat în anul acela 100 de talanți de argint, 10.000 de cori de grâu și 10.000 de or și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. Parcă ce pierduse bunicul său a recuperat aici. Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. Nu este prezentat în cazul lui vreun final rușinos ca al tatălui și al bunicului său, însă scrie în versetul 9, Iotam a adormit cu părinții săi și n-a trăit mai mult de aproximativ 40-41 de ani și l-a îngropat în cetatea lui David și în locul lui a adormit fiul său Ahaz. Și dacă răul nu l-a prins pe el la bătrânețe, prin domnia extrem de rea a lui Ahaz, răul a urmat imediat după el. Haideți acum, după ce am urmărit în mare viața lor, să urmărim aspectul înălțimilor. Și dacă primul gând l-am intitulat Împărați buni, al doilea l-am intitulat Înălțim rele, deschideți la cartea lui Ezechiel, capitolul 20, să identificăm ce erau de fapt înălțimile, o privire generală asupra lor. Ezechiel 20, de la versetul 28. Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urăciunile lor? Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri? Și eu să mă las să fiu întrebat de voi casa lui Israel? Pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți, vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. Deci înălțimile sunt preluate ca și un cult cananit, păgân, care erau așezate pe înălțimi naturale, pe vârful dealurilor, unde erau copaci, probabil ținând cont și de aspectul idolatru al prezenței unor zei în anumite elemente din natură, dar probabil și datorită zonelor calde, și
Termenul de înălțimi, cu conotație de sanctuare, de locuri religioase, a fost preluat de la termenul geografic de înălțime, vârf de deal. Așa se închinau cananiții. Acele înălțimi uneori constau doar simplu într-un altar, alteori era constituit chiar o capiștă, un templu oarecare, dacă se putea, ținând cont de localizarea geografică de rocile de acolo, se săpa chiar în stâncă altarul și sanctuarul respectiv, se făceau uneori case anexe pentru preoții care slujeau acolo. Și hai să citim din Deuteronom, capitolul 12, care a fost porunca Domnului referitoare la înălțimi. Deuteronom 12, de la versetul 2, poruncă dată prin Moise. Să nimiciți toate locurile în care slujesc Dumnezeilor lor neamurile pe care le veți izgoni, deci cananiții, cele șapte popoare. Fie pe munți înalți, deci era primul lucru, fie pe dealuri și sub orice copac verde, să le surpați altarele, să le sfărâmați tâlpii idolești, adică obiectele de cult care erau acolo, și să le ardeți în foc copaci închinați idolilor lor, să dărâmați chipurile cioplite ale Dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea. Citim și din Numeri, capitolul 33, versetele 51 și 52. Vorbește copilul lui Israel și spune-le: după ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jerfe. Deci erau pline culmele Canaanului de locuri de închinare păgână, de locuri ale cultului idolatru de acolo. Așa au preluat evreii Canaanul. Inițial, cortul a fost pus la Shilo, a urmat furarea chivotului de către filisteni, l-au adus înapoi, mutându-l în două, trei locuri, și pe vremea lui David, chivotul era într-un cor la Ierusalim, iar restul cortului pe înălțimea Gabaon. În situația aceasta, a preluat Solomon împărăția și după porunca Domnului și după locul arătat în area lui Arafna Ebusitul, s-a construit templul. Dar rămâneți aici în Deuteronom, unde am citit în capitolul 12, să observați care era hotărârea dumnezeiască de la versetul 4, după ce am citit în versetul 3 că trebuia distruse aceste puncte cultice păgâne. Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre ca să se așeze acolo numele Lui. Acolo să vă aduceți ardele voastre de tot. Versetul 7. Acolo să mâncați înaintea Domnului și să vă bucurați. 8. Să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce îi place. Deci până nu aveau templu în țară, s-au mai permis anumite lucruri datorită imposibilității de slujire centralizată națională. Ne îndreptăm acum spre vremea lui Solomon și deschideți la 1 Împărați, capitolul 3, scrie aici, de la versetul 2. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțime, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțime. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Deci evreii erau justificați în a se închina oricum pe înălțimi, dar Domnului, că nu aveau un loc consacrat. Dar, legând asta de ce am citit în Deuteronom, odată ce templul urma să fie construit, toate celelalte trebuiau suspendate. Ca și cum n-ar fi într-o localitate biserică și se adună frații pe unde pot. Dar când se construiește o biserică unde să se poată aduna toți în comun, toate celelalte și-ar încheia în mod normal de drept și de fapt activitatea și rolul și ei s-ar aduna toți împreună. Însă, deși Solomon a fost cel ales de Dumnezeu să adune tot poporul în jurul templului în care și-a făcut Domnul prezența, știți că a căzut și el în aceeași ispită ca și împărații despre care am vorbit. Spre final s-a înduplecat spre idoli. Și scrie în 1 Împărați 11, de la versetul 7,
că el care a construit templu a construit și alte temple mai mici, pe înălțimi, pentru alți dumnezei străini. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului loc înalt, rețineți, înălțime, pentru Chemoș, urăciunea Moabului, alta pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau jertfe și tămâie dumnezeilor lor. Și întoarceți la 2 împărați 23, să vedeți că pe vremea împăraților care studiam noi, acele înălțimi făcute de Solomon erau acolo. 2 împărați 23, cu versetul 13, ele au rămas până pe vremea lui Iosia. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astartei, lui Chemoș și lui Milcom. Iată cum înălțimile acestea au rezistat multă vreme. Pe lângă cele zidite de Solomon, pe lângă cele rămase de la cananiți, întoarceți la 1 Împărați, capitolul 12, a mai zidit două cu renume, Ieroboam, când s-a rupt împărăția și știți cu ce scop le-a zidit. Tocmai ca să nu meargă oamenii la templu, le-a făcut el înălțim, cu localuri special amenajate. 12, cu versetul 31. Ieroboam a făcut o casă pe înălțimi, acele anexe de care vă spuneam în jurul altarelor, lângă viței aceia doi, din Betel și Dan, și a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. Nu doar în Israel erau multe înălțimi, erau și în Iuda așadar. Cei din Israel, într-un fel, amintiți-vă de Ilie, n-aveau templu și s-a adunat pe un munte și a făcut un altar pe muntele Carmel, când cu ocazia dispute dintre el și prorocii lui Baal. Dar nu a folosit înălțimea lor, din potrivă. Adresul în altar, după cum era poruncit, cu pietre în care să nu spui de alta, după numărul copiilor lui Israel, într-un mod total distinct, care să nu se identifice, să nu semene cu ceea ce făceau cananiții și ceilalți. Dar cei din Iuda, ei n-aveau niciun motiv să facă înălțime, ei aveau templu. Însă totuși citesc în 2 Cronici 21 despre Ioram, care știți că a adoptat din Israel multe lucruri păgâne și rele. Ei la rândul lor adoptate din Sidon, din Tir, locul de origine al Astarteii. 21:11. Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorul Ierusalimului la curvie și a amăgit pe Iuda. Așadar, avem o imagine mai completă. Cum arăta țara lui Iuda? Exista un templu la Ierusalim, unde preoții și leviții slujeau și cântau. Dar era împânzită țara pe vârfuri de dealuri, de înălțimi. De aceea, când citiți istoria împăraților și scrie doar într-o jumătate de verset, înălțimile nu le-a străcat, să nu vi se pare că înălțimile era ceva ori cu ele, ori fără ele. Nu! Înălțimile făceau ca în țară să fie o slujire duplicitară. Oamenii erau legați și de templu, dar la ei, în zona lor, erau legați toți care vroiau de înălțimea lor și aduceau jertfe păgâne și slujeau în mod idolatru pe acele înălțimi. De-abia Ezechia le-a distrus în mare parte și apoi Iosia le-a distrus cu desăvârșire. Ceilalți, și în mod special cei trei de care noi vorbim, le-au lăsat. Ce au constituit de fapt înălțimile pentru poporul lui Israel și al lui Iuda? Locul curviei spirituale și a curviei fizice este învinuit prin profeți. Israelul, ai curvit. Punctele de curvie erau înălțimile. Citim din Osea, capitolul 4, versetul 13 și 14. Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejare, plop și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jerfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Și mai clar, Ezechiel 16, versetul 16. Aici este prezentat, puteți
observa încă titlul capitolului, Ierusalimul închipuit printr-o curvă, după ce este prezentat cum Domnul l-a luat, a avut grijă de el, l-a scos din Egipt, i-a dat valoare, i-a dat frumusețe. Gândiți-vă la vremea lui Ozia, la acea prosperitate. Însă el tot ce a avut mai bun a închinat idolilor. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai curvit pe ele, așa cum nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla vreodată. Versetul 24. Ți-ai zidit case de curvie, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele, la toate colțurile uliților ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit frumusețea. Și este prezentat un cuvânt mai agravant, ai făcut tot mai multe curvii. Iată cât de grave au fost înălțimile pentru Iuda. Întreb astăzi, în biserică sunt înălțimi? Dacă biserica este o asemănare a Israelului, diavolul credeți că a renunțat la scopurile sale? Să trecem la aspectele acestea de Noul Testament, deschideți la Tit 1. Este exact o reprezentare a celor din Vechiul Testament. Vă spuneam că înălțimile au fost unele perpetuate din vremea cananiților, știți că n-au fost omorâți toți odată, iar altele au fost adoptate din exterior. Exact așa a fost și în biserică în cei 2000 de ani. Unele au fost perpetuate din tradiția greșită mozaică. Știți că pe vremea Domnului, cultul fariseilor, saducheilor avea deja unele lucruri extra-biblice, iar altele au fost adoptate din păgânism, din afară. Scrie aici, Tit 1, versetul 13 și 14. Mărturia aceasta este adevărată, deci ea mustrăiastru ca să fie sănătoși în credință, să nu se țină de basme evreiești, tradiții preluate de la iudei și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr și până în zi de azi, cabala evreiască și alte aspecte talmudice fac ca scripturile Vechiului Testament să fie amestecate cu aceste ritualuri, încât dacă veți studia scrierile Mișna și Gemara, interpretările Torei, veți vedea ce puțin conținut biblic a rămas și restul este adăugare umană, basme. Apoi, referitor la influențele de afară, întoarceți la Coloseni 2, citim de la versetul 1. Zice Pavel, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și a științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Căci măcar că sunt departe, zice el, privesc la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Și acum, sesizarea, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Să rezumăm așadar. În Vechiul Testament, înălțimile erau o abatere de la legea lui Dumnezeu și de la felul care Dumnezeu l-a lăsat pentru evrei să se închine. În Noul Testament, înălțimile, păstrând comparația, sunt acele lucruri care sunt în afara lui Hristos, cum am studiat noi în acel ciclu de lecții curente străine. Tot ce nu-i biblic, tot ce nu trece prin Hristos, este o înălțime străină. Și zice Pavel, noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice, chiar dacă are acolo alt sens, dar poate fi echivalent dintr-un punct de vedere, care se ridică împotriva lui Hristos, îl doborâm și nu ținem cont de el. Domnul să ne ajute. Amin. La acele înălțimi din Vechiul Testament, existau preoți ai înălțimilor, existau case special amenajate. Nu puteau fi îndepărtate atât de ușor și stricate, că trebuia să îndeparți și pe acei preoți. Iehu n-a putut distruge templul lui Baal până n-a ucis mai întâi pe preoții lui Baal. Imaginați-vă ce greu ar fi fost pentru împărați. Doar prin puterea lui Dumnezeu s-ar fi putut să distrugă înălțimile. Dar acolo erau oameni. Erau preoți, nu doar din leviți, din tot poporul în Israel, de exemplu, care aveau legături de rudenie, alte relații.
Nu poți să distrugi o lucrare atât de ușor. Ea are rădăcini, are un anumit suport, are anexele ei. Că dacă n-ar fi lucrători care să susțină înălțimile, ar fi ușor să le distrugi. Că lucrătorii înălțimilor sunt susținătorii, ca și Dimitrie și argintare lui, umblă la zeiță. Să vezi cum fac meseria și grevă, că doar ei pe seama asta trăiau. Amintiți-vă un caz din Judecător 17. Un om din muntele lui Efraim numit Mica furase de la mama lui niște bani, mama s-a blestemat, el s-a temut, i-a dat înapoi și a zis, uite, o potrivim cumva, dăm argintul acesta la argintară, să face un chip cioplit, unul turnat, amenajăm o cameră specială. El a sfințit pe unul din fiii lui, un nepot de-a bătrânei care a blăstămat, și avea o casă a lui Dumnezeu, scrie acolo. A trecut pe acolo un levit, Mica l-a angajat și a zis, scrie în versetul 13 din Judecător 17, acum știu că Domnul va face bine, cam ca preot pe levitul acesta. Levitul ținea mult la casa aceea. A fost în stare să-l abandoneze pe cine l-a angajat și pe cine a dat 10 sticle de argint pe an și haine de schimb. Și dacă au zis alții că îi dau mai mult și că o să aibă o parohie mai mare, s-a dus cu seminția lui Dan. Că pe el asta l interesa, ceea ce câștiga de acolo. Deci era foarte greu să faci ceva fără să afectezi acești lucrători ai înălțimilor. Nu doar ei erau vina. Să nu credeți doar că într-o comunitate unde lucrurile nu pot fi puse la punct, doar cei din frunte sunt vinovăția. Scrie în Isaia, cei mai mari duc norodul rătăcire și poporului, așa îi place. Le citesc din 2 Cronici 27 cu 2, partea a doua versetului despre Iotam. Scrie aici, totuși poporul se strica mereu. Deci era ușor de dus. Ăștia aveau avantaj, lucrătorii înălțimilor, dar și poporul era slab și se strica în mod frecvent. Gândiți-vă cum ar fi putut împărații să strige totuși înălțimile și să determine poporul să se schimbe. Întoarceți la 2 Cronici 34, ultimul verset 33. Să vedeți că totuși s-ar fi putut. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel, dar Iosia, știți cum le-a îndepărtat? A nimicit altarele, înălțimile și a ars preoților pe ele. A distrus cu oameni cu tot, altfel nu se putea. Și-a făcut ca toți ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui. Nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Frați și surori, sunt unii oameni buni, predicatori buni, păstori buni, proroci buni. Și dacă am întrebat care e viața lor, credincioși, cum predică? Bine. Au greșeli doctrinare, abateri? Nu. Dar permit în poporul care îl conduc înălțimii. Nu ei le fac, nu ei le-au poruncit, dar vinovăția lor este că nu le strică. Nu-i ușor să le strice. Te izbești de susținătorii lor, de cei care au un avantaj de acolo, de cei care s-au obișnuit cu ele. Însă înălțimile în Israel au făcut poporul să comită adulter spiritual și ținând cont de legătura lor cu Domnul, Domnul a divorțat de ei. Și drept consecință, simbolic, ca și un bărbat când renunța la o nevastă, o lungat de acasă, trebuia să plece și Domnul i-a scos din țară și a spus, plecați, nu mai vreau să-și vă știu de nevastă. Inima problemei a stat în înălțime. Vreau să ne gândim în dreptul nostru, exemplificând, care ar fi înălțimile astăzi? Rețineți, ei aveau înălțimi în natură, aveau case speciale de înălțimi și dacă citiți mai atent în vremea lui Iosia, veți observa că înălțimile se apropiaseră extrem de mult de templu, că și templul era constituit oricum pe muntele Moria. Asta se făcea acolo. Se practicau obiceiuri extra-biblice în afara legii lui Dumnezeu. Înălțimi în aer liber. Păziți-vă de așa ceva. Dacă ieșiți pe munte, și pe munte nu-i biserică, este frumos să ieșim în natură, dar ieșiți ca Ilie, ceva natural, curat, și acolo să fie prezent Domnul, și acolo să fim tot cu El. Un alt stil de înălțimi prin casele fraților și a surorilor. Vă rog să observați televizoarele cu toate imaginile lor păgâne, că tare aș vrea să-i cunosc eu pe cei care ascultă numai casete video cu activități creștine sau numai știri. Nu există decât, dacă este vreo excepție, vorba românească întărește regula.
case amenajate ca și înălțimi. Și unii spun, dar la mine acasă fac ce vreau. Poți să faci ce vrei, ca și cel din judecător 17. La tine acasă înălțimi. Sau există uneori biserici cu înălțimi. Când sunt doar festivități, doar chestiuni omenești, atâta umplutură, cum spunea cineva, de ordin păgân, lumesc, aspecte păgâne, înălțimi la casa Domnului. Domnul să ne dea harul să stricăm înălțimile, din natură, de acasă și din biserică. Amin. Trebuie observată viața credincioșilor. Ce se întâmplă în familii? Ce se întâmplă în viața particulară a oamenilor? Vin la templu și ei în schimb au și înălțimi? Asta a fost imputarea pentru acești împărați. Pentru că să nu ne înșele, și aici este mare amăgire. Vă citesc un lanț de 3 versete sau 4, în care vă rog să sesizați ceva. Aici vă rog să fiți mai atenți ca la orice. Scrie în 2 Cronici 15:17. Despre asta. Dar înălțimile n-au fost îndepărtate, măcar că inima lui Asa a fost în tot timpul la Domnul, în tot timpul vieții lui. După acest verset ai putea zice, măi, și dacă nu le îndepartă? El i-a dat Domnului total. Amintiți-vă de finalul lui Asa, 17:6. Inima lui s-a întărit, e vorba de Iosafat, din ce în ce mai în căile Domnului. Și-a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. Deci, la o apropiere mai puternică de Domnul, urma să fie îndepărtate și înălțimile. Asta presupunea o apropiere și o sfințenie mai mare. Mai departe, 20:33. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate. Și se spune uneori, dar cu tare nu-i pocăit dacă are și alte lucruri lumești? Rețineți, cum este înaintea Domnului inima acestor oameni cu înălțimi? Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul n-avea inima strâns lipită de Dumnezeu părinților săi. Deci aveau toleranță la inimă. Jonglau și între templul de la Ierusalim și între înălțimea lor. Nu le era inima strâns legată de Domnul. Și de asemenea citesc 33:17, după ce Manase a făcut reforma, după ce a fost eliberat din temniță, poporul jerfia tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Ce greu era să-i desprindă de ele. Au zis, bun, distrugem aspectele astea de cult păgâne, dar totuși să ne închinăm aici. E foarte greu să le scoți. Dar cei care le au, deși aparent parcă sunt pocăiți, nu sunt cu toată inima dată Domnului, ca și Amația. Amația n-a fost cu toată inima dată Domnului și când a cucerit pe Edomit, sau mai exact când i-a înfrânt, a adus Dumnezeii lor și i-a pus pentru el. De ce i-a adus? El era obișnuit din țară, că mai era un înălțime. Și influența asta de mediu ne prinde, cum spuneam acum o săptămână. Ia să văd și eu cum este. Dacă altul are, să încerc și eu. Dacă nu ți este inima strâns legată de Domnul, să încerci. Și o să ai momente în care te pocăiești, ca și împărații ăștia. Dar apoi iară revii și accepți înălțimile. De aceea vă rog să rețineți finalul unor astfel de oameni. Ce aduce o asemenea stare, nu că pe moment nu-i pocăit. Sunt buni, dar înălțimile sunt rele. Și finalul nu se știe cum va fi. În general, a fost rău în cazul acestor oameni. Și cel de-al doilea gând al încheierii. Dumnezeu vrea să fie o viață bogată la templu, adică să fie o stare spirituală înaltă în adunare și să fie implementată învățătura și trăirea de aici în teritoriu, adică acasă. Atunci am fi noi pocăiți. Nu se putea să scoată înălțimile și așa a procedat Ezechia, așa a procedat Iosia. Mai întâi s-a ocupat de templul Domnului. Să fie pus la punct, să fie levis, cântăre, să fie plăcut și bine acolo. Deci un prim pas ar fi un standard înalt de spiritualitate la biserică, pentru că oamenii să fie prelucrați, să fie învățați, să fie cuprinși de harul și dragostea Domnului, să rămână sfințenia ca podoaba casei Domnului și apoi când merg acasă să vadă contrastul dintre templu și înălțimea lor și să o distrugă. Așa s-a putut proceda în acele situații. Și îmi vine în minte cazul bisericilor din Apocalips. Despre Efes au fost cei care au făcut ordine, dar era să le piară dragostea. Și treptat s-a ajuns la Pergam, care în asociere cu stat sau vis-a-vis de împărați, au permis un Balam, o Izabela, niște imagini rămase pentru posteritate a idolatriei. Nu se poate, deci, să îndepărți înălțimile fără să fie înălțat muntele casei Domnului.
Muntele casei Domnului trebuie înălțat și înălțimea muntele Sionului să fie mai frumoasă și luminoasă și arătoasă pentru toți, iar apoi să ne dăm seama că toate celelalte înălțimi trebuie să piară și să fie înălțat numai Domnul. Și în biserică, și acasă. De aceea nimeni, văzând exemplu acestor împărați, să nu-și permită să spună, se poate și cu înălțimea aceasta. Înălțimea aceea este un prilej de indignare, puțin spus, a unui Dumnezeu gelos, care ne vrea pentru sine. Duhul lui Dumnezeu ne vrea în mod total, fiindcă veșnicia va fi o stare în care Dumnezeu va fi totul în toți. Doamne, ajută-ne să fim buni prin Tine și fără înălțimi rele. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.